Cetățenii din municipiul Drobeta Turnu-Severin mai speriați ca niciodată. Două cutremure la un interval de 24 de ore i-au pus pe oameni în alertă, făcându-i să-și asigure locuințele și să își pregătească un mic bagaj în cazul unui nou seism. Panică printre locuitorii orașului Drobeta Turnu-Severin. Dacă în ultimii 10 ani am fost feriți de lucruri negative, iată că ultimii 4 ani au venit numai cu vești care mai de care mai negative. Am trecut de la pandemia de coronavirus la război și iată că acum suntem părtași la un fenomen natural care ne sperie pe toți. Acest lucru a stârnit panica printre severineni. Unii dintre ei ajung chiar să-și pregătească un mic bagaj în caz de un alt seism. M-am speriat un pic, am avut și animăluțe care au alergat prin casă, dar bine că n-a ținut mult. N-am avut pagube absolut deloc, numai spaimă. Spaimă. Nu vă sperie acest lucru, că sunt cutremure consecutive, ați mai întâlnit până acum? Ascultam și dimineața la televizor și, într-adevăr, în zona asta n-au fost de 80 și ceva de ani. În orice caz, ne-am pregătit, că dacă am pățit-o așa ne-a luat prin surprindere primul, al doilea. V-ați pregătit? Păi am într-o sacoșică, mi-am pus acolo ce-mi trebuie, acte, deci documente, bani, niște alimente, niște hăinuțe, mi-am pus o sticlă mare de apă, le-am scos afară din casă, că am zis măcar dacă simt ceva să ies, să nu mai umblu după ele prin casă. Eram acasă cu nevastă, stăm și noi ca pensionari în casă. Când a început să miște. Era lângă frigider, s-a mișcat destul de bine. Bine că noi am prins și cutremurul de 7-7. Cum a fost atunci? Atunci a fost pericolul mare. Eram și la etajul 10 aceea la Carpați. Nu mai pățisem treaba asta niciodată. Aveam fetița de câteva luni, n-am mai judecat nimic, am luat decât fetița și am fugit pe scări în jos. Înțeleg că v-ați temut pentru viața dumneavoastră. Păi fiecare să caută cât mai mult la viața lui, să trăiască, să fie fericit, să nu aibă probleme. Dar din ce știți dumneavoastră, s-a mai întâmplat vreodată să fie așa consecutiv, în fiecare zi să avem cu... Nu știu. Și nu știu. Panichează acest lucru? Așa, gânduri mărunte. M-am gândit chiar de ieri, zic, mâine o mai fie altul. Zic, dacă încep să repete așa în fiecare zi. Sau poate ne gândim că acestea ar putea prevesti un cutremur mai mare? Păi de aștepta ne așteptăm să fie unul mai mare. Se fac tot felul de supoziții în mediul online cu privire la cele două seisme. Una dintre acestea se referă la prevestirea unui cutremur de proporții, așa cum a fost cel din 1977, fapt care înseamnă o adevărată tragedie. Unul a fost întotdeauna. Așa nu se pot programat de cineva sau cineva spune că poate să facă ei să, cu diferite arme, nu știu ce, să facă un cutremur. Că așa s-ar distruge țările una pe alta. Da. Deci cutremurile sunt fenomene naturale care au fost din toate timpurile și vor mai fi. Pământul lucrează. Lucrează, cum spune că e falea asta tectonică, nu știu cum zic că e oamenii ăștia de știință, că în moment se mișcă, mișcându-se de că face o groapă. Trebuie că să surupă malurile dacă nu o consolidezi. Așa și la asta. E un lucru care este în fenomen al naturii. Deci sunt lucruri, fenomene naturale. Eram pe un scaun acolo, stăteam și am simțit cum s-a mișcat. Ce părere aveți de aceste cutremure consecutive, vedem, cu tremurul și ziua? Nu știu ce să vă spun, că nu mă pricep la... Probabil că se așează plăcile tectonice. Nu știu. Aceea trebuie întrebat specialiștii. Dar totodată vă panichează această situație. Am vorbit mai devreme cu un cetățean, spunea că merge să-și asigure locuința. Deci deja e panică. Bun, a mea e asigurată dinainte, nu e problemă. Nu am panicat. Am prins și cutremurul din 77, a mai fost unul prin 80, dacă nu mă înșel, era pe la Sârbi. În fine, au fost mai puternice decât asta. Asta vreau să vă întreb, făcând o comparație, cum a fost atunci? Atunci a fost mult mai puternic. Mult mai puternic. Ați avut pagube materiale sau? Nu.
Cetățenii care nu au locuința asigurată au făcut cozi în fața agențiilor. Un lucru este cert, cetățenii s-au speriat și se așteaptă la ce este mai rău. Cutremurul este un eveniment imprevizibil, de aceea este important să cunoaștem cât mai bine modul în care trebuie să acționăm, indiferent de locul unde ne aflăm.